Băi, fraților, deci înainte de a începe videoclipul, nu uitați să vă cumpărați jocuri bombă la prețuri și mai bombă de pe Eneba. Folosiți și codul ZZANDREI pentru că o să primiți o mică reducere și aveți toate linkurile în descriere. De asemenea, v-aș ruga foarte frumos să nu uitați să vă abonați, bineînțeles, cu clopoțel dacă doriți să primiți toate notificările de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Iar dacă doriți să susțineți suplimentar canalul, puteți să deveniți membru apăsând butonul Join. Haideți să trecem la episod. Băi, fraților, sper că sunteți pregătiți pentru că astăzi o să fie nebunie, dragi prieteni, duelul titanilor aici, pentru că o să ne jucăm un meci de 1 versus 1, eu contra lui Ionuț, dragi prieteni. Andres o să fie comentator, sperăm să facă treabă bună și ne aflăm aici pe train, prieteni. O hartă destul de interesantă, este prima dată când ne jucăm 1v1 pe train. Deci eu nu știu, avem voie doar pe A, da? Da. Și unde avem voie să venim în A? Din Popdog, din main și din Ivy. Sau nu avem voie Ivy? Și Ivy, deci toate trei, da? Da. Bun, băieți, o să fie mega, mega interesant. Nu uitați, înainte de toate, trebuie neapărat să rupeți like-urile alea dacă vreți să postăm și mai multe clipuri de acest gen. Vreau să văd acolo susținerea voastră, a celor care se uită la clipul ăsta. Și chiar vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea, pentru că sunteți genial, boys. Deci rupeți like-urile alea și haideți să începem. Suntem pe Discord cu foarte mulți din brigada, băieți. Andres le-a dat live să vadă toată lumea show-ul. Ionuțe, hai să dăm lame la început, ca să vedem ce parte jucăm fiecare, da? Ca să fie totul corect, băieți, să nu spună lumea în comentarii Andres Popo. Da, ce bun. Andres, să sperăm că am și ce să comentez, că văd că... Da? Că vezi că ce? O plimbați pe la băieți, aleg Tero sau CT? Eu nici nu știu, cred că e mai bine Tero pe train, sincer. Dar nu, o să aleg CT. O să aleg CT, băieți, prima dată, să vedem dacă merge treaba aici. Băi, sincer, cred că o să-mi iau bătaie rău de tot, băieți. Eu de-abia am ajuns acasă, am fost plecat cu treabă, Ionuț mai este și încălzit, s-a jucat și pofle și oricum sunt slab jucător de CSGO, așa că, nu știu, rămâne de văzut, boys. Hai, Andres, comentatorul. Ce să comentez, că jucați vai de capul vostru amândoi, n-am ce să comentez. Uite și tu, uite și tu, așa tragi. Oh, mi-a dat cap, boys, dar i-am dat și eu cap acolo. Mai am 88, mi-a dat 88. Ce ai zis, mă? 82, pardon. Ce ai zis, mă, Andres, se vede diferența de hereți. Doamne, Andres. Băieți, eu l-am adus aici comentator în speranța că o să fie ce trebuie, dar nu, nu. Doar herția, doar herția. Doamne, băieți, îmi dă bully. Sunt aici în postură de hater. Foarte bună granada aia. Te rog, eu taci din gură. Dar doar te rog. Yeah, boys! Bă, măcar primele runde la început să le iau, că după cred că o să vină aici nebun jihadul, băieți, cum ar zice stresul. Deci, Doamne ajută. Băi, vreau să scrieți cu toții acolo în comentarii cine credeți voi că o să câștige. O să câștig eu? Sau o să câștig eu, nu-ți, băieți? Scrieți în comentarii, punem pariuri, cotă 4000 pe mine, că mi-au... Cotă 10, Andrei și it's 103. Aia zic și eu, bă. Bă, e foarte tensionat meciul ăsta, așa mi se pare mie. Chiar dacă nu prea... Creatorul! Aveai flash? Creatorul, da, am dat flash. De... Ba nu, n-am dat flash eu. Nu, n-aveam flash, de ce? Nu, că aveai flash. Eu. Aveam flash? Păi da, dar eu văd prin flash, putem spune. Tu aveai flash, eu nu se? Nu. Păi ce zic, uite, diferența de herți. Doamne, da, monitorul ăsta e anti-flash, băieți. Îi se duce flash-ul mai repede decât ar... Aoleu, de cât ar trebui să ducă normal. E anti-flash, boys, putem spune. Let's go, boys! 4-0! Eu nu spun acum doar cu Deagle-ul am încercat, prieten, dar nu știi că eu sunt omul trenurilor. Mă simt ca la mine acasă aici, între trenuri, ești nebun. Nu vă gândiți la prostioare, băieți. Dar bine, la CT oricum e mult mai easy la CT decât la Tero, că eu mă pot ascunde oriunde. I got panicked. Te uite acolo. Bă, Andres, bă. În loc să comentezi și tu o tactică strălucită. Păi n-am ce să comentez cu asta și nu pot să comentez tu ce joc. Yeah, o tactică strălucită din partea domnului Ionuț, dar ZZANDREI a mirosit această tactică. Zi, Andrei, zi, zi. Voi vă numiți jucător, să și campați. Mamă, băieți, păzea că dacă se enervează Andrei, se bagă singur într-o echipă și noi doi și ne rup. Uite, fii atent, Andrei, dă smoke-ul. Ce smoke, mă? Nu pot să zic. Ai un smoke, ia și de la acolo. Bă, te-a nimerit și grenada aia, te-a încetinit, nu? Parcă. Da,
Vedeți mă, bă, grenada aruncată cum trebuie, prieteni, ce se întâmplă? 6 la 0, doamnelor și domnilor. Vă dați seama că trebuie să iau cât mai multe runde la CT, pentru că la Tero eu cred că o să se schimbe situațiunea. Oh, prin tren, mamă, mi-a trimis o felicitare prin colțul trenului, băi, să mor. M-am doit, ești nebun? Ok, ok. Uite, Andrei, de ce n-ai comentat? Trebuia să faci tu. Oh my god! De ce n-ai făcut așa? Deșteptat că mor. El era deșteptat că mor, n-aveam ce să comentez acolo. Da? Bine, mamă, băi, nu-mi place. Dacă mă jignești. I don't like this scout, boys. Nu știu ce să zic, da. Și ăla, mă. Ah. Eu acum am văzut flash-ul din internet, în orice caz. Unde-i mă bărbatul ăsta? Multă tensiune pe Andrei acolo, nu știu unde se uite. Păi ia aia zic. Și tu uite aici spate. Pentru că poate dădeai un indiciu din acesta necorect. Nu, eu nu fac așa ceva. Nu faci de-astea nefăcute, nu? Nu. Let's go. Mamă, m-am învârtit între trenurile astea, ești nebun. Ești nebun. E greu pe train, mă, chiar e greu pe train că... Sunt foarte multe trenuri și CT-ul e overpowered aici, mai ales 1v1. Ajung și primul, mă ascund între trenuri. Nu cu totul, de-aia ce mai rămas. Aoleu. M-a îndoit, băi. Mamă, cu AVP-ul mi-ai dat? Da. Eu zic că ți-ai luat flash. Mamă, deci s-au apucat ăștia să dea cu bormașina, băieți. Fix acum când este acest meci extrem de intens. Tensiune mare, tensiune mare. Yeah, doamne, dacă îmi dădea... A fost nou scop, nu? Sau scop? Nu. A, erai cu scopul pus, nu? Nu, mamă, l-am pus dat... aici, aproape. 79, băieți, mi-a dat de manduit. 8 la 1, boys. Trebuie să iau, ești nebun, 14 runde la CT ca să n-aibă șansă la... Când o să fie Tero, pentru că altfel o să se întâmple exact același lucru, dar pe invers, băieți. Aaa, dă server ce zic. Mamă, dar de ce? Nu! Nu e! Tu dai server cheat 0, Andrei. SV cheat e 0, prietene. Da. E 0, stop crying! Da. Băieți, după cum puteți vedea, Coco Mafia aici de față, ești nebun. Ține cu Ionuț aici, băieți. Coco Mafia, taci, comentează cum trebuie, nu bătaie de joc. Aici bătaie descalificat deja. Bă, deci ce mă enervează cu... Bă, no. Ce nu vezi și bătaie să-i cu scout-ul? Îți dădu și nou scout. Da? Da. Putem spune că se mai întâmplă. Și orășele și pisică. Haide, Ionuțul, minut 25. Andrei, dar ești cam speriat așa, nu știu. Un pic, păi mi-a dat hit. Mai am 99 viață, ești nebun. Da, ați văzut și nou scop atunci. Pe bune? Wow. Da. De zic, o șansă n-ai, stai liniștit. De pierdut oricum pierzi. Bine, prietene. Trebuie să mai ai o rând de la CT, mă, stau și eu pe spate. Safe. Cum s-ar zice. Da. Poate, Andrei. Bă, nu mai vorbi prostii, mă. În loc să zici și tu, wow, ce tactică impenetrabilă a domnului Ionuț. Aha. Ma. Uite, aici se poate vedea diferența de cărți. Sunt la același nivel acum, cu așa două. Nu vă puteți decide. Ce parte să o lase, Andrei, să decide într-o parte. Yes, boi! Mamă, deci mamă! 1 HP aveam. 1 HP? Dar cât ți-am dat de mai aveai 1? Nu știu, mi-ai tras la picioare, mi-ai dat cu flash în cap. Pe bune? Știi că dacă aveam 1 HP înainte, mă băteai cu flash-ul. Bă, dar știi că pe Cosmin l-am bătut, mai avea 3 HP și am dat cu flash-ul. Și l-am omorât. Cum? Cum? Nu știu, dar... Nu m-a hit-ul ăla de început, pot să ți-l dau. Nu mi-l mai dai acum. Eu bă, cred frate. Că ți-l dăm tu. Bă, frate, bă.
Yes, boys, let's go! 11 la 1, prieteni! Ha, mă, încă 3 runde! Ha, mă, că o rund... Deci știți care este treaba? Că dacă o să fiu Tero și pierd prima rundă, am pierdut meci. E clar, să mor. Ai pierdut? Măcar prima rundă să o iau, că prima rundă n-a pistoale, pana mea. Nu mai dă hit-ul ăla. Romale, 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 cineva e alb. Mi-a dat cu sochere. Ce faci, my friend? Where are you? Where are you? Where are you, my friend? Fraților, încă o dată rupeți acolo like-urile alea dacă vreți și mai multe clipuri de acest gen, prieteni. Să vedem acolo susținere. Din păcate, domnul Zandrei nu prea gândește acum, în momentele acestea de panică. Eu cred că gândi... Chernobyl! Uite cu aia, ce contează! Ce contează, mă? Ce? Ce? Herți cu aia. Ce? Ce? Oh, herți, herți! What herți? What herți? Monitor, monitor! Mai bine jucam și noi, băieți, pe un... pe un miraj, pe un inferno, pe something. A vrut eu nu strain, dar nu e trainul cum e pe comp, ești nebun. La 1v1 e foarte greu. Deși poți să vii prin 3 locuri, știi, dar eu oricum mă ascund și aștept să plantez pana mea și tu trebuie să te uiți în 3 locuri. Eu ți-am zis că numai hit-uri la de scout îl prinde. Mamă, deci mi-a dat numai hit-uri de scout în cont. Dar știi că dacă aveai AVP în loc de scout, mă omorai de fiecare dată, gen, știi, nu? Știu, dar... greu cu rundele. Trebuie să iau pe asta neapărat. Eu te-am bătut. Mamă, pe da? Tine și tu-l bați pe Ionuț, deci eu sunt cel mai bun, practic. Nu? Mamă. Hai să vedem acum, băieți. Doamne, te rog, Glock Power, băieți, trebuie să iau runda asta, măcar egalul să l-am asigurat, că după o să... Deci o să fac incantații voodoo, băieți, să vedeți că o să mă uit în 7 părți să văd unde e. Și aia e nașpa, că poate să fie în 3 părți, gen dacă ești Tero, poți să te uiți și, mă rog, ăla se ascunde în side, adversarul. Trebuie să te uiți în efectiv, cred că minim 6-7 părți, că sunt foarte multe trenuri și poate să vină pe peste tot, băi. Hai vedem. Glock Power, Glock Power sau? Hopa, 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 cineva văzut ceva, ba! Andrei spamează golful ca un silver. N-am spamat de... Aaaa, nu am pierdut meciul, băi! 27 în 3, boys! 27 în 3, nu! Am pierdut meciul, GG. Aici e adevărata valoare. Da, l-am. La pistoale. La pistoale, a? Ba, Andres, am o întrebare pentru dumneata. Ce reînchești? Nu te întreb ce level ai pe Facebook, ce reînchești? Power! Ah! Vrei să zici? Nu! 57 în 4! Bă, ce înseamnă să n-ai cască, boys? Am pierdut meciul, gata, abandon. Coco Mafia, băieți, m-a distrus emoțional, ești nebun. Să nu mai așa. Păi dacă m-ai compromis emoțional, ești dobitoc, tot zice aici, mamă, Silver, Andrei, Silver, gata, mă. Gata, te-ai dus. Compromitere emoțională, băieți. Wow, ce wow. Andrei. I-am dat și cap, 78 în 4, creatorul. Ce aveai? Creatorul, ți-am dat direct cap, nu? Da. Creatorul, băieți, dar nu merge, băieți. Ok, schimbăm strategia. Eu v-am zis că CT-ul 1v1 pe AP train e overpowered, adică... Eu de-aia mi-era și mie frică pentru că știam că urmează asta, băieți. Dar nu este nicio problemă că eu am tacticile la mine acasă, prieteni. Am eu tacticile la mine acasă. Ce tactici de gol Nova 4? Uitați, băieți, bully, bully. Care a sărit pentru... Zici că se împiedică așa să... Bun! Mă, Andrei, ești cam panicat, te cam panichezi? Ai luat și pe aici? Nu cred că e acolo. Cred că... Vine, mă, Andrei. Cineva a văzut pe cineva. Vadă de fiu, creatorul, boys! Mamă, două capete cu creatorul. Doamne, ce iubesc arma asta, băieți. Doamne, ce iubesc arma asta. Singura care joacă bine. Cine? Creatorul? Mamă, bă! Mamă, deci nu mai... Bă, dar m-am împiedicat de acolo pe tren pe scară. Că eu mă uitam liniștit așa site, verificam panica și a sărit unul pe un tren. Opa! De nu te-aș fi văzut dacă n-ai fi... nu te-aș fi văzut dacă n-ai fi sărit. Băieți, din 10 runde, câte credeți că o să treacă până, Doamne ajută, reușește o rundă? Eu zic că 10. Cred că poie pe asta, nu știu de ce. Da?
Păi hai să vedem că acum am tactica făcută, Ionuț, ia uite. 3 de 1. Tai, tai. No, ai strecăit Ionuț totul, da. No. Gata, meci. Ionuț strică totul aici. No, no. Woo, zboară puiule. Let's go, boys. Bă, tot acolo ești, mă. Unde ești, Ionuț? Bă, da, sunteți seama de panicați, nu-mi place, nu vă jucați așa. Trebuie să vă impuneți. Dar nu știu unde să plantez să mă impun. Gata, meciu. Unde ești? Sar Ionuț pe el acum că plantează, acum repede, sar pe el. Bă, mă văzut. Ala, am auzit scopul, 76 în 4 cu creatorul, băieți. 76 în 4 cu creatorul, doamne, creatorule. Iar ți-am dat cap, nu? Da. Băieți, inima, prea tare. Trebuie să facem o tactică de... Bă, dar n-ai finish tu, mă, prin Ivy pe acolo. A, nu mai mă duc. Frate, să nu spui niciodată. Let's go, boys. We can do this. O rundă, băieți, o rundă. Are AVP, băieți, ce se poate întâmpla rău? Ia uite, 3 de 1, whoop! Cred că se poate întâmpla foarte... Și asta se întâmplă, boys! N-ai văzut că m-am urcat pe tren, nu? Nu. No. Mamă, băieți, după meciul acesta pot spune clar că Andres este cel mai prost comentator, băieți, să nu-l accesi niciodată să comenteze, păi pentru că... Comentez, pentru că distruge emoțional jucătorii, compromite, de fapt, nu jucătorii, doar pe mine m-a compromis aici. Te pupa, Andres, te sun eu. Sper că v-a plăcut acest episod, dragi prieteni, nu uitați să rupeți like-urile alea dacă vreți să postăm și mai multe clipuri de acest gen și noi, bineînțeles, că ne revedem data viitoare. Eu am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută, în continuare, vă doresc tuturor, bye bye!